Ne apropiem în seara aceasta de capitolul al 15-lea din Evanghelia după Luca, numit capitolul acesta capitolul pierderilor. Pasajele anterioare celui citit în această seară ne spun că un om avea 100 de oi și din 100 de oi la un moment dat pierde una dintre ele. Apoi ni se transmite faptul că o femeie, o doamnă avea 10 lei de argint. Și pierde unul dintre ei. Și apoi ne apropiem de textul din această seară. Ni se spune că un tată avea 2 fii. Cei mai mulți dintre cercetătorii Sfintelor Scripturi ne spun, cercetând paragraful acesta biblic, că într-o bună zi a pierdut pe amândoi. Dacă în prima situație pierderea este de 1%, dintr-o sută de oi, stăpânul pierde una. Dacă în a doua pildă pierderea este de 10%, din 10 bănuți de argint, se pierde unul. În pilda din această seară, n-am citit-o toate până la capăt, se pare că pierderea e de 100%, măcar că unii spun că e de 50%. Știți, unul dintre băieți ăștia a zis, tată, dă-mi, mi se cuvine. Cel de-al doilea i-a zis, reproșându-i tatălui, nu mi-ai dat. Auzi nici măcar un ieduț, să mă bucur și eu cu prietenii mei. Acum dacă la dumneata ar veni fata în această seară sau băiatul și s-ar zice, tata, ai două mașini, una în garaj, una o ții în curte, pe cea mai scumpă treci-o pe numele meu că mi se cuvine. Ai zice, mă, ce tupeu, ce obrăznicie. Dar dacă același băiat sau aceeași fată ar veni și ți-ar bate obrazul și ți-ar zice, auzi, tată, nici măcar 10 lei nu-mi dai când mă duc la școală, la liceu sau la facultate, măcar să-mi iau și eu o ciocolată. Te întreb, în ce situație te-ai simțit mai trist, mai ofensat? Nu e așa că în a doua? Mă, în prima îi zice, așa e generația asta, mult tupeu, multă obrăznicie. Dar să-ți bată obrazul și să spună băiatul sau fată că nu i-a oferit nimic. Mă gândeam în timp ce veneam spre dumneavoastră că dacă o familie pierde un băiat în urma unui accident, e tragedie, e mare jale în familia respectivă. Însă dacă băiatul acela cât este în viață îl pierde pe Dumnezeu, tragedia e mult mai mare. Dacă ești în fața unui examen important la matematică, la română, poate la școala de șofer și ai stat nopțile și ai învățat și culmea, când ai dat examenul, l-ai pierdut. Plângi. Ești trist. Ești posomorâtă. Nu-ți vine să crezi, ești ce tragic. Însă dacă pierzi cel mai important examen care există, a relației dintre tine și Creatorul, dintre tine și Dumnezeu, tragedia asta, de la urmă, e mult mai mare. S-ar putea să fii tânără, să ai un prieten, să visezi la căsătorie, cum o să fie totul roz, frumos, extraordinar, și după 6-8 luni de prietenie, ceva se întâmplă și relația aceea se desface, se rupe. Și după ușa încuiată a camerei, stai nopți și plângi. Și zici, wow, am crezut că mi se întâmplă una ca asta. S-a rupt o relație care credeam că duce la căsătorie. Dar dacă se întâmplă să rupi într-o zi relația dintre tine și Dumnezeu, lucrul acesta este mult, mult, mult mai tragic. De aceea am bătut drumul până la dumneavoastră la Petroșani în seara asta, ca să vă predic în această seară despre cea mai mare tragedie de care poate să aibă parte un tânăr sau o tânără. Tragedia de a trăi o viață departe de Dumnezeu. Tragedia de a trăi o viață departe de Dumnezeu. Va trebui numai decât în seara de față să ne punem în papucii, la figurativ, a evreului creștin din secolul I după Hristos, dacă vrem să înțelegem pe de adevăratele pilda din această seară. Altfel, ne vom da cu părerea.
Ați auzit cum începea pilda din seara asta? Un tată avea, câți fii am citit? 5, nu? N-așa am citit. Dar câți? Un tată avea 4 fii, nu? Nu, dumneavoastră sunteți creștini foarte atenți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ce că tatăl din pilda aceasta avea 2 fii. Cel mai tânăr dintre ei zice lui taică-s-o într-o bună zi, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și taică-s-o se uită la el și a zis, unde-i frate tău mai mare, întâiul născut? Să vină și el, uită, vă împar la amândoi avere. Afirmațiile acestui tânăr mai mic din casă, pe noi în seara asta de sfârșit de lună ianuarie 2024, nu ne surprind aproape cu nimic. Nu pare ceva ieșit din comun pentru noi, la care să zicem, wow. Mai ales că trăim într-o lume în care obrăznicia și tupeul e la cote alarmante. Nu ne surprind afirmația acestui tânăr. Însă, în secolul I, după Hristos, o astfel de afirmație stârnea de-a dreptul un adevărat șoc emoțional. Unul din experții în hermeneutică, în interpretarea acestei pilde, Kenneth Bailey, spunea la un moment dat, așa vă citesc, este cu totul neobișnuit să dai peste un caz în care un fiu tânăr sau bătrân se adresează o astfel de cerere tatălui său care era încă în viață și sănătos. Moștenirea era dată fiilor doar după moartea tatălui lor sau în condiții extraordinare, când tatăl era pe patul de moarte. Și spunea acest Kenneth, era o rușine și o insultă, pentru ca un fiu să adreseze tatălui său o astfel de cerere, era ca și cum ar spune, tată, n-ai murit încă? N-ai fost dus la cimitir? Apropo, aduceți-vă aminte cum era societatea vremii respective. Știți că era mult diferită de cea de astăzi? Societatea atunci era una patriarhală, astăzi trăim într-o societate democratică. Atunci, în acele vremuri, un tată avea mult mai multe privilegii. Un tată putea lua măsuri mult diferite de noi astăzi. Putea să ia măsuri foarte drastice împotriva fiului său. Cu toate acestea, știți ce ne surprinde? Avem de-a face în seara asta cu un tată care nu ia niciun fel de măsuri. Nu condamnă afirmațiile fiului său. Nu ia o decizie care am zice noi. S-ar impune. Pa mai mult, auziți, ia o decizie paradoxală, ieșită din comun. Să-i ofere partea de moștenire băiatului său, cât încă el era în viață, trăia. Ceva impresionant, ceva paradoxal, ceva ieșit din comun. Această pildă de la Luca 15 din această seară este exemplu ideal, oameni buni, a Tatălui nostru din ceruri, care la fel ca acest tată din această pildă ne iubește extraordinar de mult. Are o răbdare extraordinară cu noi. Îi pasă inimaginabil de mult de ființa noastră. E Dumnezeul care oferă cea de-a doua șansă, poate a treia, poate a cincea, poate mai multe șanse. Un Dumnezeu care ne oferă libertatea să ne alegem destinul. Dragostea lui Dumnezeu oferă libertate de alegere persoanei iubite. Nu e o dragoste posesivă, nu e o dragoste care dă buzna cu forța în viața cuiva. Această dragoste, să știți că oferă totul. Acest băiat primește totul din partea tatălui, inclusiv libertatea de a-și respinge tatăl, ceea ce și face în cele din urmă. Nu vi se pare curios? În cele din urmă, acest tânăr ia decizia ce să fac. Să-și părăsească tatăl. Să plece de lângă el. Această dragoste a tatălui nu este una bazată pe declarații mari, pe vorbe bine împachetate, extraordinare și rămânem la atât. Nu! Este o dragoste care trece dincolo de vorbe, care acționează, care este faptică.
În ciuda atitudinii fiului său, de rebeliune, de obrăznicie. Pilda din această seară este ilustrarea perfectă, ideală a dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar în același timp, pilda din această seară este ilustrarea ideală a faptului că unii dintre oameni, deși sunt așa de mult iubiți de Dumnezeu, aleg să trăiască departe de El. Observați cum continuă pilda. Vom lua verset cu verset în seara asta pilda. În contextul de atunci și astăzi și la finalul mesajului vom avea înfățăturile. Adică ce vrea Dumnezeu să ne transmită în seara aceasta? Versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. A vrut probabil, m-am gândit eu, o viață independent. Mai multă libertate. Domnule, să mă tot bată taică-mea și maică-mea la cap. La 10 și jumătate seara să fiu acasă, să stâng becul în cameră, să opresc computerul. M-aș duce și eu să mă distrez în anturaje nu știu de care. Apropo, aud oameni spunând, mă, ăștia din lume sunt mai nu știu cum, și băieții, și fetele. Și mulți își fac vise și își dau cu părerea. Și omul ăsta, acest tânăr, și-o fi zis și el, mă, iau viața în propriile mâini, trăiesc după cum gândesc și după cum vreau eu. Acum avea bani, că împărțise taică-s-o moștenirea și bani aveau putere și atunci, nu doar astăzi, în 2024. Și interesant, nu ni se spune în ce țară a mers, doar avem afirmația biblică că într-o țară îndepărtată. În cultura iudaică a vremii respective, expresia țară îndepărtată se referea la țările dintre neamuri, la țările păgâne. Și noi știm cam ce atitudine avea un evreu față de cei dintre neamuri, față de păgâni. Apropo, știți că era un animal cu care evreii simpatizau foarte mult, pe care îl agreau foarte tare, adică stăteau distanți față de el. Știți cum se numea? Oamenii dintre neamuri creșteau porci și evreul n-avea voie să se atingă de un porc, să consume carne de porc. Era considerat necurat dacă făcea asta. Păgânii erau priviți astfel și Biblia spune că omul nostru din pildă, tinerul acesta, ajunge într-o țară îndepărtată, se pare că într-o țară dintre neamuri, printre păgâni. Și ajunge să se identifice și el cu ei. Să fie considerat și el la fel. Știți, când un evreu se întorcea dintr-o țară străină acasă, primul lucru care îl făcea, își ștergea praful de pe picioare foarte bine și apoi se îmbăia din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Altfel risca să fie considerat și el un necurat. Și ajunge tânărul nostru într-o astfel de țară, necurată, îndepărtată, păgână, devenind el însuși necurat. Și acum ascultă-mă în seara asta, căderea lui nu s-a întâmplat așa dintr-o dată, la un pocne de deget, ci a fost o cădere progresivă, treptată. Căderea lui urmează câțiva pași, versetul 13 afirmă, și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Apropo, știți că legea evrească a vremii respective interzicea folosirea moștenirii dacă tatăl îți împărțea moștenirea când era pe patul de moarte. Nu puteai să folosești moștenirea decât după decesul tatălui. Știți că băiatul nostru din această pildă se făcea vinovat de trei ori prin atitudinea lui, prin ceea ce face, prin comportamentul său? În primul rând se făcea vinovat pe plan familial. De ce? Și-a desconsiderat tatăl. Atâta obrăznicie, atâta rebeliune. Doi, se făcea vinovat pe plan social. El ignoră, sfidează pur și simplu legile vremii respective. Nu vrea să țină cont de ele. O zis mi-o dat taică mi-a averea, păi ce mă interesează pe mine că el încă e sănătos și trăiește? Dacă mi-o dat, ea mea, mă, dar tu n-ai voie să o folosești cât ai că tu în viață. Abia după ce moare. Dar pe mine nu mă interesează. Eu trec peste legile vremii și nu-mi pasă de ele, a zis tânărul acesta.
Și apoi, în al treilea rând, s-a făcut vinovat pe plan divin, adică spiritual. O zis, mă, dacă tot am acum, îmi permit, nu? Acum distracție. Am achefuri. Și a început să duc o viață de car. Auziți, nu 5 minute de plăcere într-o seară. Nu o seară în club să vezi și tu cum e, că curiozitatea te mână, să zici, mă, cum e în clubul ăla de noapte în weekend? O viață! Auziți? De destrăbălare. Adică un mod de a fi. De trăire în păcat. Și următorul verset zice, după ce a cheltuit tot, știți, e așa de șmecher Satan. Are așa o diplomație din asta, ca să nu-i spun cum. Satana nu trimite crize și ele nu vin atunci când ești cu buzunarele pline. Zici, mă, nu mai pot, îți putere de bogat. Păi și ce mă interesează că vine o criză financiară? Dacă tu ai, ți se mai reduce din ceea ce ai. Dar observați, după ce a cheltuit totul, a venit-o. Adică asta criză. Acum nu mai ai parte de moștenirea tatălui, s-a dus ceea ce s-a dat tata. Și când s-a dus totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Asta face Satana cu mulți dintre oameni, cu mulți din generația tânără. Le promite la început, lasă că tot o să fie grozav. Frumos, Domnule, de numai. O să vezi ce bine o să te simți. O să vezi ce grozav o să fie, totul extraordinar. La urmă, te lasă cu inima goală, cu buzunarele goale, secătuit spiritual, lefter, cu visele spulberate, ajuns să te abandoneze și prietenii, când ai mult, ai mulți prieteni, toți te înconjoară de numai. Și când rămâi fără nimic, pleacă unul câte unul și rămâi singură și singur. A ajuns atât de disperat încât versetul 15 ne spune ceva uimitor, ceva ieșit din comun. Să se întâmple așa ceva cu un evreu, da. S-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Verbul care îl avem aici în originalul grecesc este verbul colau. Nu facem greacă în seara asta, dar trebuie să vi-l amintesc numai decât. Verbul ăsta s-a lipit, arată în limba greacă disperarea profundă a acestui tânăr în care ajunsese atât de ridicolă și critică era starea lui. A te lipi, ascultă-mă, la acea vreme de un păgân ca evreu era cel mai de jos stadiu în care puteai să cobori, în care puteai să ajungi. Apropo, știți cum erau priviți vameșii și evrei? Pe același palier cu femeile de morav rușoare. Foarte josnic. Și culmea, căderea acestui tânăr nu se oprește aici. El nu doar că e obraznic cu tatălui, nu doar că fuge printre păgâni, nu doar că ajunge într-o zi fără avere, nu doar că ajunge să depindă de un netăiat împrejur, dar ca semn a ruinării lui totale. Știți ce se întâmplă cu el? Auziți, ajunge să păzească porci acelui străin, acelui necurat, acelui om păgân. Porcii, vă spuneam mai devreme, erau detestați de evrei. Știți ce scrie la Levitic 11 cu 7? Dacă se poate pune pe monitor. Erau simbolul necurăției. Să nu mâncați? V-ar place când se apropie finalul de an să vină cineva și să vă pună în poștă versetul acesta și să se dea un ordin undeva de sus să nu facem asta? Cineva a zis că ar fi sănătos, da, pentru trup, da. Evrei știau asta în ce privea pe ei. Și interesant, atât de mult s-a agravat starea acestui tânăr, încât știți ce zice el? Ar fi dorit mult să se sature cu ce? Dar nu i le da nimeni
Nu fata de gândit versetul acesta. Păi cum? Ești acum la acel străin netăiat împrejur, ești la păscut porcii, ți se face o foame de numa, păi dacă tot vrei roșcove, te apleci, le iei, le smulci și le consumi. Ei, realitatea este un pic mai mult diferită decât credem noi. Un evreu în cultura de atunci, dacă ajungea pe teritoriul unui străin, ajungea ca și sclav. El nu putea să facă ce vrea. Ăsta fiind pe proprietatea stăpânului său, acelui străin, acelui necurat, la orice trebuia să-i ceară aprobare stăpânului. Adică s-o duse păzească porcii. Porcii mâncau roșcove, el nu mai putea de foame. Au văzut roșcovele acelea, trebuia să ceară aprobarea stăpânului său, să-i se permită să facă lucrul acesta. Niciun verset în Scriptură nu este aruncat așa la întâmplare. De aceea, noi trebuie să cercetăm profund Scripturile. Ca să nu le stricăm, cum zicea Sfântul Pavel, despre cei mai mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu. Știți că în vremea aceea existau două tipuri de roșcove? Existau roșcovele șamii. Astea erau ca un fel de mure, comestibile și puteau fi consumate de oameni. Dar era și tipul celălalt de roșcove, numit roșcovele bari. Erau necomestibile, foarte amare, erau consumate de animale, în special de către porci. Și pilda din această seară nu face referire la prima categorie, la roșcovele șamii, ci la cea de-a doua categorie, la roșcovele bari, ce le consumau porcii. Nici măcar la astea, acest tânăr n-a avut acces. Atât de jos a decăzut, încât ne spune textul din această seară, a ajuns mai prejos decât un animal considerat de evrei necurat, adică mai prejos decât un porc. Finalul pasajului, nu întâmplător, dă declarația tatălui său despre acest băiat. Deci acest băiat al meu era cum? Era mort. Și? Și-a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Am stat și m-am întrebat ce însemna era mort. Sau ce a însemnat a fost pierdut, dar a fost găsit. Una din scrierile primelor secole pentru evrei era Midrașul. Știți că în Midraș, la un moment dat, apare următoarea relatare. Dacă un om se făcea vinovat de un păcat foarte grav, de pildă cum s-a făcut tânărul nostru, amintit în pilda din această seară, cel față de care s-a greșit în situația noastră, tatăl, împreună cu membrii familiei, cu vecinii, cu prietenii, ieșeau în plină stradă în fața celui care greșise. Și cel față de care s-a greșit în situația noastră, tatăl, spuneau evreii, lua un vas de lut și în prezența celorlalți spărgea vasul acela de lut, care era simbolul, prin spargerea lui, a distrugerii relației dintre toți cei de față, dintre toți cei prezent și persoana vinovată. Actul acesta era considerat în cultura iudaică ca actul tăierii. Și când se spărgea acel vas, Midrașul spune așa, cel care făcea asta, în cazul nostru tatăl, rostea următoarele cuvinte: de acum înainte, acest om, în cazul nostru acest fiu, este mort față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotit pierdut. Cei tăiați prin actul acesta al tăierii, chiar dacă erau încă în viață fizic, erau considerați, auziți, morți din punct de vedere social și spiritual. Și istoria ne spune că în cazuri foarte rare mai putea fi reabilitat un astfel de om și singurul care putea face reabilitarea lui era cel față de care s-a greșit în cazul de față. Era tatăl, singurul care îl putea reabilita pe acest fiu. Iată, dragii mei, cât de tragică poate să fie depărtarea de Dumnezeu și cât de ademenitor poate să fie păcat. La început îți promite prosperitate, reușită, o să ai un viitor nu știu de care, o să strângi avere, o să fii mai independent, o să trăiești în plăceri. Vorba generației noastre, trăiește clipa, simte-te bine, numai odată ești tânără sau tânăr, să ai și tu anturajul care vrei, să te distrezi de numai. La urmă suferi tu, suferă familia din care faci parte, suferă comunitatea, biserica, tot suferă. Unul singur râde.
Știi cine? Satana. Numai diavolul râde. Și o să zic că am făcut-o și la ăsta. Ai văzut? S-a crezut că am făcut-o și la asta. Știi că diavolul e în stare să te ducă de la avea la lipsuri? Diavolul e în stare să te ducă de la lipsuri la ridicol. Știai că diavolul e în stare să te ducă de la ridicol la disperare și de la disperare să te ducă la distrugere, adică la moarte spirituală, la faliment. Însă știi ce e ferice în relatarea din seara asta? Că nu se termină tot așa sau aici. E un sfârșit fericit de realitate. Acel happy end, mult auzit printre generația tineră. Știți ce zice Biblia? Tinerul ăsta într-una din zile și-a venit în fire. Venirea în fire, expresia asta, din această pildă, se referă la activarea conștiinței lui și la trezirea lui la realitate. Văzând starea în care a ajuns, a zis, nu mai suport și nu mai vreau să rămân în această stare. Mă întorc înapoi acasă, în prezența Tatălui, schimb direcția drumului meu și a vieții mele. Și pentru el a fost un nou început. A început un nou fel de viață. A zis, mă, e normal că argații tatălui meu să aibă belșug de pâine, adică servitorii din casă, slugile, și o să mor de foame aici, să cobor sub nivelul unui animal necurat, atât de mult să mă înjosesc. Nu-i normal, a zis el. Mă întorc înapoi la tata. De ce înapoi la tatălui asta și m-am întrebat? Păi la tata lui, odinioară a fost în siguranță. La taică-su s-a bucurat de apartenență de fiu. La taică-su s-a bucurat de belșug de pâine, de binecuvântări. Să știți, dragi tineri și tinere, Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. Dumnezeu n-a rămas dator nimănui. Dar întrebarea se pune în această seară: mai poate un astfel de fiu să fie iertat? După ce a făcut atâta rușine tatălui său, mai poate să fie reabilitat? Îl mai iartă cineva? E mai două șanse. Știți care e răspunsul? Tatăl din pilda aceasta nu sunt eu și nu ești dumneata. Este Tatăl care a creat univers. Dumnezeu cel adevărat, care este plin de bunătate, plin de milă și de dragoste. Mă gândeam, de ce nu i-o da la băiatul ăsta lui să-i dea un cancer, domnule, în metastază, să se învețe minte? De ce nu i-o pregătit un stil pe marginea drumului să se lovească bine de el, să se trăzească la realitate, pe patul de spital la terapie intensivă? Nu, niciuna din toate astea, dimpotrivă, când îl vede încă de departe, aleargă tatăl spre fiu și îl îmbrățișează, oferindu-i o dragoste extraordinară. Cam ajuns la final de mesaj și întrebarea e, ce vrea să ne învețe Dumnezeu din pilda din seara asta? Care sunt lecțiile lui de viață pentru noi? Știți care e prima lecție? Cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când noi alegem să ne îndepărtăm de El. Știți ce e curios? Că zice că tata a alergat spre fiu. Cultura evreiască a vremii respective spunea că un om în vârstă, un tată în cazul nostru, n-a alergat niciodată spre fiul lui. Era înjositor să facă asta. Era o datină a vremii respective și acest tată pur și simplu ignoră regulile tradiției, le calcă în picioare. Când își vede băiatul în depărtare, aleargă el spre băiat. Ba mai mult, zice că a căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Știți ce însemna sărutul tatălui? Că băiatul lui este acceptat de plin, este acceptat total. Când Dumnezeu primește pe cineva, nu-l primește parțial. N-a zis, astăzi te primești 10% și o-mi vedea duminica viitoare dacă mai adaug la ăsta 10% încă un procent. Dumnezeu când primește pe cineva, îl primește în întregime, l-acceptă în totalitate. Ba mai mult, zice că l-a îmbrăcat în haina cea mai bună, era haina de sărbătoare a tatălui, prin care tatăl lăsa un semn în fața celorlalți. Acest băiat al meu este iertat. Nu doar acceptat de plin, l-am și iertat. Ba mai mult, zice că a dat ordin să-i se pună un inel în deget. Apropo, celor care vă trec prin minte tot felul de idei
în generația asta din 2024. Mă, mi-aș pune și eu un ghiul, mi-aș trage nu știu ce inel. Nu fac referire la inelul de căsătorie în seara asta, că nu intrăm în lucruri de genul. Dar sunt unii, zic, mă, la fiul risipitor, tatăl ăsta lui care l-a iubit așa de mult, i-a pus un inel în deget. Știți ce însemna în cultura iudaică inelul respectiv? Era pecetea familiei. Istoria confirmă faptul că orice act de vânzare, cumpărare era pecetluit cu inelul respectiv. Punerea inelului în deget era dreptul de acces la contul de la banca familiei. Primeai autoritate și acces la proprietatea familiei. Ceva uimitor! Eu te întreb pe dumneata în această seară, când ai fost în piață să cumperi o mașină și să o pecetluiești cu nu știu ce fel de ghiul sau inel? Când ai intrat ultima dată în supermarket să faci cumpărături și să pecetluiești la casa de marcat cu acel inel? Niciodată. Să nu mai scoatem Sfintele Scripturi din contextul lor. Și să zicem, domnule, mi-a venit mie nu știu ce idee. Așa îmi place să... Nu, Biblia trebuie lăsată în contextul ei. Contextul este regele fiecărui text biblic. Ba mai mult, zice că i-a pus tatăl acesta sandale în picioare. Numai oamenii liberi umblau încălțați în cultura vremii de atunci. Cei mai mulți, în special sclavii și oamenii săraci, erau desculți și se vedea praful pe picioarele lor. Tatăl acesta zice, îmi încalc fiul în sandale, deoarece vreau să arăt tuturor că l-am reabilitat la poziția inițială de fiu. Nu de argat în casă, nu de slugă, ci de fiu. Observați și uimitor, acceptare deplină, iertare. Îi oferă autoritate, acces la proprietatea familiei. Dumnezeu îți oferă acces la ceea ce are El. E gata să reabiliteze Dumnezeu la poziția inițială pe cel care s-a depărtat de casa lui, de prezența lui Dumnezeu, care a zis să mă distrez și eu numai câțiva ani prin lumea asta, să văd cum e, să... Și ai văzut destul. Și ți s-a făcut un gust amar. Și ai zis, nu pot să-mi ofere lumea asta nimic. Știi ce zice tatăl acesta la urmă? Ce să se taie vițelul cel îngrășat. Apropo, știți de ce? Că spuneam mai devreme că niciun verset nu-i la întâmplare în Scriptură. Vițelul cel îngrășat se tăia când era câte o sărbătoare cu întreaga comunitate. Adică acest tată zice, când am fost la actul tăierii și am zis că relația dintre noi și acest băiat e distrusă pentru totdeauna. Ați fost voi acolo? Zice tatăl, acum eu în măsură singurul să-l reabilitez, am decis asta, eu fac sărbătoare, tai vițelul cel îngrășat ca voi toți care ați fost la actul tăierii să fiți acum la marea sărbătoare a reabilitării fiului meu. Mă gândesc câtă veselie, că așa se încheie pilda. Ce bucurie extraordinară a fost acolo. Fiindcă primul adevăr a pildei din această seară este acesta. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar dacă noi alegem să ne depărtăm de El. Al doilea adevăr, foarte pe scurt. Cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Știți că e deaptă vorba, păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul te costă mai mult decât vrei și ești dispus să plătești. Am gândit că face mereu aceleași greșeli ca acest tânăr din pilda din această seară. Ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu din dorința de mai multe independențe, mai multă libertate. Apoi risipim binecuvântările, dăm cu piciorul în familie, dăm cu piciorul în binecuvântările ce ne le-a dat Dumnezeu. Sănătate, relații, frumusețe, caracter, daruri, abilități. Iar apoi la urmă știți ce se întâmplă cu cei mai mulți? Ajung sclavii păcatului. Zice, mă, nu mai pot să scap de sticla aia de rachiu. Nu mai pot să scap de două, trei pachete de țigări. Să știți că oamenii fumează și se îmbată de poftă, nu de nevoie. Eu dacă mi sete, beau apă. Pentru că Dumnezeu m-a creat cu o anumită nevoie și dacă mi-e foame, mănânc. Oamenii ăștia nu se îmbată că le este sete. Și nu ajung să nu mai poată fără două, trei pachete pe zi. Ajung la asta, fiindcă pofta este mai puternică. Iar de la sclavie până la disperare și apoi de la disperare la distrugere, e doar un pas.
Am citit cândva o carte cu cei 5 de D care duc la suicid. O dezamăgire duce la descurajare, descurajarea la depresie, depresia la disperare și disperarea la distrugere. N-ați văzut atâtea vedete ale lumii acesteia? Mă, nu a avut el bani sau ea. Nu a fost în cele mai tari concedii, pe cele mai faimoase scene ale lumii. S-a aruncat în gol de la nu știu ce înălțime. O luat un pumn de medicamente și a atârnat o funie de gât. O lăsat un bilet de adio. El multimilionar sau ea? De ce? Fiindcă ne transmite Dumnezeu mare adevăr în această seară. Cât de mult oameni buni afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Exact ca pe fiul risipitor. Și ultima adevăr a pildei. Știți care e ultima lecție din pilda din seara asta? Cât de importantă este pocăința în urma unei căteri. Eu nu știu cine ești în seara asta, ce vârstă ai, pe foarte puțin vă știu și foarte puțin vă cunosc. Nu știu de cât timp vii la biserică, poate n-ai mai venit de o perioadă de timp. Nu știu de când te-ai depărtat de Dumnezeu, nu-ți mai place rugăciunea, nu mai deschizi Biblia, foarte rar. Dumnezeu este undeva departe pentru tine. Ascultă-mă bine în seara asta. Dacă decizi să te apropii de El, dacă ești dispusă și dispus să vii aproape de Dumnezeu și vrei să scapi de păcat și vrei să scapi de vicile din viața ta, există o singură soluție. Care știți cum se numește? Pocăință. Pocăință. Sunt unii dintre prieteni, vin la bisericile noastre, zic, mă, grozav, închinare extraordinară la voi îmi place. Mă, da, mă stresează, cum mi-a zis mie unul într-o împrejurare, un singur cuvânt mă stresează la voi la biserică, cuvântul pocăinți. Cum faceți voi pocăinții, cum nu faceți? Întoarceți mereu mesajul Evangheliei spre același cuvânt. M-am uitat în ochii lui, știți ce am zis? Să știi că și pe mine multe lucruri din viața asta mă stresează, dar nu pot să le scot din viață. Zic, de pildă, nu-mi place absolut deloc cuvântul spital. Dar pentru asta nu-l scot din limba română. Și câteodată e nevoie să ajung la spital, în vizită la alții, sau când am fost operat la apendicită, n-am avut ce să fac. Îmi muream. Mai era puțin și era să-mi perforez apendicita la 13 ani. Și repede m-au dus pe masa de operație. Zic, sunt multe cuvinte și lucruri care nu-mi plac în limba română. Dar nu pot să le scot din limba asta, că am nevoie de ele. Știți ce a făcut fiul risipitor? Că mulți zic, mă, ne-am pocăit sau... Dar nu înțelegem noi ce e cu pocăința asta. Știți de unde începe pocăința? De aici. De la nivelul minții. Când omul recunoaște că e păcătos în fața Creatorului său. Când s-a văzut în halul fără de hal în care a ajuns. Știți care a fost primul lucru care l-a zis? Tată, am păcătuit. De la nivelul minții, pocăința merge un pas mai departe la nivelul sentimentelor. Zice, mă întorc înapoi la tata, dar știi ce-i spun? Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Vreau să fiu o slugă în casă, un argat cel mult. Asta înseamnă regret, căință, remușcare. Și apoi de la nivelul sentimentelor, pocăința trece un pas mai departe, la nivelul voinței omului. El nu doar o zis, nu mai îmi place starea în care mă aflu, mă ridic de aici și mă duc la tata înapoi. Vreau din nou starea de înainte. Și știi ce-a făcut? S-a ridicat și n-a mai rămas în starea în care a fost. S-a întors la tată. Ăștia sunt cei trei de era pocăinței. Recunoaștere a păcatului, regretarea păcatului și renunțarea la trăirea în păcat. A zis un tânăr după predică, ca în seara asta către predicator, zice, eu ce trebuie să fac să mă mântuiască Domnul Iisus Hristos? Și predicatorul i-a zis, tu nu poți să faci absolut nimic pentru mântuirea ta. Wow, zice, dar tare mi-a plăcut predica din seara asta. Nu pot să fac nimic să mă mântuiască Dumnezeu? Nu! În urmă cu aproximativ 2000 de ani, pe crucea Golgotă, între doi făcători de rele, a stat unul nevinovat, neprihănit, cel fără de păcat, Fiul lui Dumnezeu, a făcut el totul ca să poți fi tu mântuit. Păi și eu nu trebuie să fac nimic. Deci ascultă-mă. Tu trebuie doar să-ți deschizi inima în fața Lui și să spui, Doamne, până astăzi pe tronul inimii mele a stat altceva. Băutura, țigările, drogurile, hobby-urile din lumea asta, multe, multe au stat pe tronul inimii. Din seara asta răstorn tronul inimii, le scot afară. Și pe tronul inimii mele, prin credință, vreau să te primesc pe tine ca Mântuitor și Domn. Și ce dacă fac asta, voi fi mântuit, zice, fii atent.
Dacă îl primești prin credință în inima ta pe Hristos ca Mântuitor, e bine, dar mai trebuie să faci un lucru. Să-ți analizezi starea în lumina Evangheliei pe care ai auzit-o și în fața autorului acestui cuvânt să vrei să te pocăiești. Dar el a întrebat, ce înseamnă să mă pocăiesc? Și exact ce v-am zis eu în această seară, i-a zis acel predicator, să recunoști că ești păcătos în fața Creatorului tău, să-ți pară rău de păcatele din viața ta, adică să le regreți și să rogi pe Dumnezeu să-ți dea puterea să renunți la păcatul din viața ta. Și a zis, dacă fac asta, mă mântuiește Hristos Iisus. Știți ce a zis predicatul? Da, vei fi mântuit. Te întreb pe tine, care nu știu de cât timp stai departe de Dumnezeu. Poate mă asculți online în seara asta. Poate ești aici fiica bisericii sau tânăr din biserică. Îți place și nu îți place la biserică, nici la repetiții, nici când cântă corul, nici când se deschide Scriptura să se citească din ea. Îi trântești ușa nas la taică tău și la maică ta, înjur când te enervezi de numai, lasă, zice, nu știe taică-mi-o, ascunde-o pachetul ăla de țigări. În seara asta ți-a ieșit Dumnezeu înainte, prin cartea asta, care a rămas vie și cuvântul lui lucrează. Și Dumnezeu vrea să recupereze, să ierte, să reabiliteze în această seară. Știți ce te cheamă Dumnezeu? În rugăciunea asta de final, să spui viața în oglinda Sfintelor Scripturi și să spui, Doamne, vreau să cred în Tine cu adevărat și vreau să mă pocăiesc de păcatele mele, primește-mă, acceptă-mă de plin, iartă-mă, reabilitează-mă, Doamne, schimbă-mi viață și dă-mi un nou început. Amin. Și Dumnezeu va face asta. Haideți să stăm ridicați în rugăciune înaintea Domnului.